aceeași greșeală era eu să fac cu el. Eu de-aia nu l-am pierdut pe el niciodată. Definitiv să știu că mă, niciodată nu mai am nicio șansă. Fiindcă nu i-am greșit la modul ăla să-i trădez încrederea, știi? Da. Nu, dar de multe ori... El știe, de-aia și zice... Și Jador, știi că n-aș putea să-i fac rău din asta. Păi aia, și dacă tu ai face, clar, e demonstrat contrariu. Nu, știi? Nici, gândește-te, nici măcar fostul meu în logodnă care mi-a făcut mult rău. Păi cu telefonul în mână. Da, era orgoliu ăla că vrei să arăt, dar... Da. Pentru ce? Și el știe tot. Știe tot. Păi știe. Nu mai că știe. Despre ce vorba, știe. Dar... Nu am să fac, am spus, uite și când ai intrat acum, nu să plătesc niciodată rău cu rău, pentru că știu că tu vorbești de frustrare atât de urât. Da. Și dacă tu îți răcorești, deci el ce face, el o să simtă prost dacă tu nu-i faci nimic, știi? În sensul că, bă, ia uite ce-i fac eu, el nu face nimic. Indiferența, da. Da, și un pic o să-l, păi, să-mi pic din rușine, da. El o să... Da, și lui Livian atunci când ați avut voi conflictul ăla. Niciodată, că e normal între doi iubiți să mai există momente neplăcute, momente care te-ar... pune într-o postură nașpa în fața publicului, în fața părinților, în fața... Bineînțeles, tot timpul. Dar, nu poți să-i dai, bă, uite, poți să arăt de tine chestia asta, sau poți să zic, da, totuși, mai bine le vorbesc în spate. Sau... Te lași pe tine și îl urci pe el. Da. Așa e și Livian, exact la fel. Uite, e dureros că sunt unii oameni care, efectiv, cred tot ce spun ei, știi? De ei nu realizează că ei le spun la ne. Eu am observat o chestie la tine că tu... Dar e un lucru rău. Și eu, la rândul meu, aș fi vrut să fac chestia asta, dar n-am avut cum, n-am avut control, n-am știut ce mă bag. Am încercat foarte mult să-ți protejez imaginea. Da. Pentru viitorul tău, mă gândesc, nu? Da, pentru mine, pentru viitorul meu, pentru copiii mei, pentru soțul meu. Îți spun sincer că dacă, crede-mă de suflet, nu-mi pasă că tu mă faci proastă sau că tu în mintea ta ai o imagine de mine sau că tu nu vrei să mă crezi că am fost până acolo și tu, de fapt, crezi că am fost în... Uite, cum fost fața cu Iancu. Martorul meu Dumnezeu că am fost până în fața hotelului, sunt camerele din noaptea aia și dacă fi, și acum m-aș putea duce să cer din noaptea mea, duc aminte că am plecat Bogdan Mocanu, a stat în același taxi, că îmi stai în taxi, că nu vreau să interpretez, mă duc, mi-a schimbat pantalonii. Eu nu așa mi-am dat seama. Înțelegi? Nu există. Mă înseamnă că am avut atâtea antecedente, niciodată n-aș mai fi făcut și oricum. No. Înțelegi? Dar am venit, am spus oricum adevărul. N-am de ce. Dar sunt oameni care cred. Da. Pe mine nu mă interesează ce crede XY, dar n-aș vrea ca să creadă copiii mei, părinții mei, părinții viitorul meu, iubitul meu. Dar... Nu vreau să-și pună... Dar ăsta spune din frustrare și din... Când vreodată am eu... Zâmi un pic... Cum vreodată aș putea să-l influențez pe Raymond să șteargă YouTube-ul sau ăla, mă rog, contul? Niciodată n-am puterea asta. Pe ăla care o șters piesa aia. Raymond. Eu niciodată nu am puterea aia. Dacă mă vedeam cu el, dacă așa, poate că atunci am făcut. Dar oricum ar fi, oricum vedea pentru că avea comentarii și oamenii au trimis. I-au trimis, da. Eu nici nu știu, mă crezi că eu nici nu l-am căutat niciodată pe Instagram să-i văd vreodată profilul sau așa, nu. Dar în moment mi-a trimis susținători. Păi și atunci am reacționat. Mă, da. Cunoști pe Jador și pe el și de aia. Plus că el are store-uri de aici din taxim, din așa lumea, au mai dat follow, nu știu ce, oameni de aici, logic. Da. Și, Doamne, și am reacționat la un sortan niciodată cu gândul că o să-mi răspundă, știi? Eu mă gândeam că ai vrut doar să faci în ciudă că vorbești cu ăla. Nu. Hai să zic, el că m-a chemat, Raymond să ieșim la cafea, a fost a doua zi de Crăciun. Eu nu puteam să plec de aici, tot, știi că am rămas doar noi două. Și n-aveam ce face. Și Ana a zis, nu știu ce să spun. Tu gândește-te bine, du-te dacă crezi că ți-i bine sau nu te duc. Eu nu vreau să te sfătuiesc, dar ai grijă. Și a zis, bă, n-aș vrea să mă duc, că pentru mine oricum e un om, nu știu cum să zic, un om, da, e cunoscut, dar nu vreau să se simte el că va, că el e Raymond, gen fan sau ceva. Nu, doar că îi apreciez o piesă dintre toate piesele lui, piesa aia. Și el mi-a reacționat înapoi la story-urile mele pe care le aveam în highlight-uri deja pus, știi? Și era o piesă, piesa lui, unde aveam eu o rochie, mă rog, eram eu într-o rochie și făcea reclamă pentru rochie respectiv. Și el mi-a dat inimioare la mine, el mi-a reacționat la sora și a zis, uite, chiar îți place. Zic, da, uite, de chiar, uite, de acum câteva săptămâni încă e aceeași piesă, zic, chiar îmi place. Da. Și aia a fost și m-a întrebat, da, după aia mi-a zis, a văzut că aveam tag-uri cu mine și Jadu și mi-a zis, ce treabă, ce legături? Și am explicat, uite, fac parte din competiția asta, unde, m-a întrebat unde stau, m-a întrebat
tot. Așa. Și a început să-mi spună, el a început să-mi spună, să-mi povestească că a fost și el aici. Așa, el o întrebă de ce nu mai vorbești cu el. Eram supărat atunci recent că au fost situația care a fost. Da. Și am zis, da, uite-te, în cauza asta ne-am despărțit, nu mai avem, dar am iubit foarte mult, știi ce? Și când a început asta să facă vloguri și să vorbească de story despre, pe story despre el și despre mine, cumva, așa, asta o că eu îi dau blog, o că nu-l băga în seamă, vrea să strice ziua de naștere, efectiv, cu... adică m-a încurajat, omenește, adică... Da, da, da. Am zis că sunt frumoasă, nu zic nu, am zis că mi-a făcut niște complimente, dar niciodată nu aș fi putut, eu încă l-am rugat, uite-te, mi-a trimis un amin de-a lui sau un prieten de-al familiei lor. Am zis că a primit un mail în turcă, eu nu înțelegeam oricum. Am întrebat pe staff și mi-a spus stafful, că despre ce este vorba, că vrea cineva să pe domnul de la hotel, l-am întrebat să-mi explice, mi-a spus în engleză, că i-a raportat account-ul. Și atunci i-am spus, am făcut screen și am trebuit să-i zic, mă, te rog, nu-i face rău. Deci nu, e nicio... Iartă-mă, Doamne, pot să vină, când iubesc un om, pot să vină unul de 10 ori mai cunoscut sau mai... Nu, băi, n-ai reacție în fața lui, numai dacă ești pe interes. Da. Atât tot. Aia, am înțeles, da, el de-aia s-a băgat în seamă cu tine ca să... Da! El... Să răzbun utopia. Tu, cumva, mi-am dat seama că e o tot răzbunare din partea lor, știi? De-aia da. Să se dălească cu tine, că dacă era așa o fată oarecare, îți dă seama că... Da. Dar au vrut el să facă ceva. Da, m-a sunat pe cameră. Adică, m-a sunat pe cameră, era la studio. Dacă m-a întrebat unde stau, îmi spun unde stau. Și îmi zicea, nu știu unde să ne vedem, în partea aia asiatică, dacă îi că vine, ia să mai așa. Nu vreau, mai vin paparații, mai fac unde apare și nu vreau. Și a fost tot. Și n-am vrut. Deși eu aveam tot dreptul să mă văd, că nu eram în relație cu el, era pe unde era. Înțelegi? Hai zic, dar băieții de frustrare tot timpul tind să vorbească în plus, să spună și ce n-ai făcut, ce fabulațiile astea. Da, am vrut. A fost ciudă când ai vrut. Uite, câteodată zic niște chestii la net, cum a fost faza asta. Indiferent, cine vrea mă crede. Dar mă regret că n-am dovezi, știi, și n-am... Uite, cu sărutul și fazele astea. Ia, Andreea, când are un subiect, ceva ce o deranjează. Cum? În fiecare zi. Deci subiectul ăsta cu jador, cu pupatul, l-ați avut în fiecare zi. Deci de când a fost cel puțin o dată la două zile, ați vorbit despre subiectul ăsta. Inevitabil, ajunsul să vorbești cu ea, v-am auzit. Deja m-am putisit, că nu mai... Tu, aceeași părere, e aceeași părere. Dar ea când îi spui ceva gen și credea că minți, în fiecare zi, deci, doar ea deschide subiectul, nu? Da, păi nu mai vreau să mai aducă, gata, e. Nu, n-am nicio dovadă, nu... Hai. Bine, n-am văzut buzele aproape, le-am spus, am repetat de 1000 de ori. Nu eram o cară acolo, eram doar eu. Ea încă era în spatele meu, cumva m-a ajutat cu bagajul. Din Denis era în mașină, nu, că era cu spatele. Eu m-am întors așa să mă întors spre Iancu, știi? Să-l întreb pe Iancu, nu știu ce, știi? Abar n-am. Și când acolo în colț erau ei doi, nu l-am văzut pe Mocanul. Nu știu ce nu l-am văzut pe Mocanul. Dar tu te-ai gândit la varianta asta ce am spus-o eu? Că ea, e posibil să facă asta. El. Să-ți fi zis ei că s-a ocupat. Doar ca să te îndepărtezi de ea? Că el era conștient că dacă el îți spune asta, tu te îndepărtezi de ea. Da. Mi-am zis să ai grijă. Mi-am tot timpul să ai grijă. Eu ce spun? Din prima zi, da. Aia zic. Și acum, când s-au întâmplat fazele astea, eu zic și Ani și mie vezi că nu te mai apropia, nu mai fă chestii, nu mai știi. La ea singura chestie care e și de-aia nici nu e. Adică mi-e un pic așa teamă de ea, fiindcă ea momentul în care se supără, spune chestii. Oarecum pe care le știi despre tine, știi? Uite, eu cât aș ști, nu pot să... Poate că dau un pic de înțeles, dar niciodată nu... M-aș gândi că, bă, fata asta s-ar putea peste ani să ne întâlnim și să... Da. Și mie mi-a părut rău cu Ben atunci, știi? Când am zis de ea. A fost faza cu... Stătea lângă Livia și tot îl curăța de scame, nu știu ce, și... Nu știu. Eu am zis emisiune, am adus, mă rog. După aia am avut ceartă cu ea și am zis, Berna, nu mă provoca. Și atunci am zis că vorbește de ea cu un cameră, că nu știu ce. Ce... Mi se pare, adică ziceam, mă, îți place de Filip, dar de ce vorbești de Iancu? Dar de ce asculti mesajele cu Iancu, știi? Trebuie astea. Și m-am certat, nu trebuia să spun, știi? Nu. Dar eram prea geloasă, prea așa și... Da, tu din gelozie, din păcate, faci multe chestii, știi? Da. Dar ești în acea situație, știi, nu? Da. Și tu ești tot așa. Sunt așa, dar știi care e faza? Ține-mi mine.
Te-ai răzbunat și tu pe toate fetele care au fost la Bucurjan, dar nu... M-a răzbunat, dar nu așa de... Băi, da, dacă era în situația mea, uite și am reproșat un pic. Și eu. Dar n-am dat rău. Aș fi putut lua o altă... O altă săgeată, o altă armă. Dar n-am luat-o pe armă, ce mă rog. Da, dar oricum ai ciudă. Recunoaște asta că ai ciudă pe toate fetele care au avut treabă cu Jadon. Ai, că am văzut, știu nu eu. Ciudă. Te-am auzit. Nu ciudă. E un sentiment, dar... Un sentiment acolo, știi? Da. Uite, îți spun sincer. Am discutat cu Bebe, am discutat cu Lizzie, am discutat. N-am avut niciun... Am discutat, m-a lămurit. Dar nu zic, momentul respectiv m-a deranjat. Da, normal. Când am aflat. Dar a fost pe moment și după a trecut. Gen, eu pot, dacă stau cu tine și vorbești, te simt sinceră, da. Trec. Deci am trecut peste pupul lor în emisiune și așa. Dar pe mine mă enerva. Nu cred că totul pornea de la el. Că tot ce făcea el pe mine mă deranja și eu mă legam de fete și fete zicea, bine frate, n-ai, ca să-mi se răpășesc mine, n-ai avut nimic aici, n-ai nu știu ce, dar toate știu că ne-am iubit, toți o știu, toți, înțelegi? Da. Și toți nu trec peste cuvântul lui. Toți nu trec, dacă, Jadon, toți, majoritatea, dacă spune, nu spune, nu o să spună. Pentru că Jadon a zis chestia asta, știi? Hai. Nu știu. Și atunci, de ce eram eu odată supărată? Când am văzut atunci în roșu, îmbrăcată și plângeam, eram supărată pe niște prieteni, pentru că eu dacă aș spune ceva să nu facă, n-ar face, înțelegi? Dar dacă spune el, știi? Am înțeles. Și normal că ceva e o durere. Dezamăgire. E dezamăgire, da. Ea a fost în cameră cu mine când vorbeam cu Culiță la telefon, știi? Și el nega tot și aveam o discuție. Dar nu știa Culiță că e Andreea Pirui acolo, știi? Există registrată conversația, doar că nu vreau să mă aduc aici în emisiune din nou, că nu mai vreau, săturile puneam peste cap. Și a știut că am plâns și am suferit pentru treaba aia și a știut. Și vii să-i dai dreptate la Resi cu care n-ai stat o zi în cameră. Înțelegi? Cui i-o dat? Atunci, în ziua aia. Cui i-o dat dreptate? La Resi. Da? Nu a fost dreptatea ta? Nu. În ziua aia, pentru că până am primit toate palmele înapoi. Păi că știu că atunci chiar am ținut cu tine, știi? Nu, la momentul ăla. A fost fazul ăla. Da. Nu știu dacă Piru era, înseamnă că nu. Nu a fost. Nu, nu era alături de tine. Nu mai știu, dar eu zic acum ce s-a întâmplat. După aia a fost, cred că, după ce a auzit conversația cu Culiță. Că i-a zis că lasă că îi scriu eu la Larisa în privat. Da, nu știu ce am scris Larisa. Dar eu am conversația când eram cu Denisa și Denisa e martoră când Larisa și-a cerut scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Știi? Adică că a fost cumva pusă la mijloc. Știi? Am înțeles, o n-am mai adus în discuție, zic Larisa, ok, a spus că a declarat și a nu știu ce în ziar, mi-a trimis articolul respectiv și a rămas ok. Dar nu mai pot fi prietene, logic. Deci v-ați liniștit, n-am mai. Ne-am liniștit. Dacă o să ne vedem, o să ne salutăm. Ia tot din gelozie o făcut, nu? Da, măi, dar a fost cea mai proastă armă. Ori nu știu, să dea în mine, să se vorbească, să mai apară, nu știu care e. Aia zic, eu nu știu de multe. Au fost mai multe, că le nu cred că... Aia zic că nu știu scopul tuturor de ce fac. La ăștia care fac vlog, pe ăștia înțeleg de ce fac, da. Pe noi, între noi, nu știu, na. Și apoi a fost față cu Bogdan. Știu și tot. Și niște chestii care mi le-au reproșat aiurea, adică pentru un pic. Și chiar dacă nu era, bă, a fost. Mintea ta a fost, eram singură, bună ziua, știi? Adică, uite cum a fost față cu Andy. Da, mă, dacă voi, eu vă spun că n-a fost. Datoria voastră îi... Da, dacă era, credeți. Era. Bine, dacă nu, nu. Atât timp când nu sunt dovezi, înțelegi? Bine, cu dovezi și nu știu, cred. Îți aș fi vrut să am tăria ta să... Poți să-mi protejezi imaginea, dar... Nu e faza... Dar nu m-am protejat-o, Bianca. Nu, dar fiecare dată ai încercat să-i justifici ca să-l lămurești și să... Da. Să vadă și punctul de vedere. Eu eram... Nu-mi pasă. Nu, trebuie să vorbești. Așa mi se pare corect. Nu, dar de multe ori, ascultă-mă, încerci să te justifici și pici mult mai rău. Pentru că pe oameni oricum nu ai cum să-i mulțumești niciodată. Da. Uite, ieri, Ana a intrat... Cumva să vorbească cu ea, iar ea a avut cu Diana. Da, știu că a avut și atitudinea, da. Da, am avut o atitudine. Uite, eu am avut, mi se uite de cum pară tu atitudinea mea cu atitudinea Diana. Nu știu că i-am spus și eram în lift cu ea și am spus, băi, mi-a plăcut atitudinea mamei, dar într-adevăr a contat și atitudinea ei. Dacă Ela o ațățat,
Crede-mă că ieșeam mult mai rău. Da. Dacă eu ieșeam, spuneam, să vedeți ce-i dau, ce-o bat, lasă că eu bat pe de... Nu cred că era ok. Am încercat să o înțeleg și pe Diana, dar nici chiar de exagerat, știi? Adică, ok, arma pe care ai folosit-o tu a fost prea puternică pentru ea. Varianta pe care a folosit-o ea nu a fost. Ok, da, ați greșit amândouă, dar nu poți să spui cât tu mai mult și ea mai puțin. Da. N-ai cum să spui asta. Și, hai să luăm așa. Dacă ea m-a acuzat pe mine, ea și cu mama ei și toți, mă rog, că eu am fost motivul despărțirii lor. Da, n-ai cum niciun lucru. Nu, deci, dacă n-ai... vrei să o iei oarecum din partea lor, poți să îngrești așa. Din cauza ta, că ea se enerva foarte tare și el nu suporta figurile ei. Da. Atât. Dar da. Nu poți să spui că din... Da. Bianca, dar tu ai fost... Și tu ai fost. S-a întâmplat să fii în mașină cu noi când ne-am mai amenințat? Asta sau... nu știu. Nu. Tu ai fost nu. Eram eu, Ramona, Diana și cu Berna. No. Nu, n-ai fost. Dar e normal că tu... Am tăcut. Că nu, fata, n-am trebuit. Eu am asigurat că suntem disponibile momentan. Chiar la început, după ce am venit din țară. Când mi se dădea mie pedepse cu Gabi, când mi-ai dat da. Pedepse, da. A doua zi îmi făcea asta, tot timpul îmi ținea predică. Când am început odată, nu știu ce am vorbit în casă, la fel, m-am amenințat, era cu un băț la mine, un băț. Da. Așa, după aia, când am strigat, zic, fata, nu mai aveți actele astea de violență, ce cu voi, normal? Ela, chestia asta s-a creat, în primul rând, invidia. Iar invidia pe care o are față de tine, înțelegi? Fiindcă, nu. Poate și așa ar fi dorit să fie ca și tine. Eu asta cred eu. Și-ar dori și să fie ca și tine. Asta cu atât defecte. De ce să fie ca și mine? Din anumite puncte de vedere. Adică poate și-ar fi dorit să fie în locul tău. Nu știu. Să zicem. Eu am auzit-o când se certa cu tine. Da? Spunea că aia nu știu ce, că te dai că te dai că familia ta e bogată. Dar că nu, te dai nu, că e părul tău, dar nu e. Adică ceea ce îți se părea e frumos la tine, ea spunea că tu minți, știi? Asta încerca ea să convingă pe ea. Era un fel de psihologie inversă. Da. Ceva de genul, da, că nu-mi place la tine. Că ceva de genul, nu știu cine mi zicea. Tot ceva de genul, am trăit eu prin chestia asta. Că ai nu știu ce, că ai nu știu ce. Stai un pic, că ai vrea să fii. De babă, ca să facă fundul, nu știu cum te eu. Păi tocmai, gen, pe bune, adică ți-au văzut fundul, îi place fundul tău. Și odată ca și cum tu nu ai fundul ăsta și de fapt tu din cauza că vrei tu din cauza chiloții să-ți pui. Da, dar eu i-am purtat odată la 7 luni. Nu i-am mai purtat niciodată, doar mă vedeți în fiecare zi. Am defecte, Doamne, am atât defecte, nu știi, că nu și ție și vorbesc cu tine și sunt o grămadă de momente în viață în care aș vrea să-mi schimb totul, parcă aș vrea să merg într-o sală de operare. Uite, mi-am făcut, nu sunt mulțumit, vrei să te minți? Adică... Nu ești niciodată, poate nu ești niciodată mulțumit. Nici eu nu sunt mulțumit. Dar sunt oameni care ar vrea să fie în locul tău și ar dori să fie în locul tău.